Crizele adolescenței. Dintre toate etapele vieții, adolescența este cea mai complicată, cea mai critică și cea mai complexă etapă. La această vârstă au loc cele mai profunde și majore schimbări. În această fază se conturează tot mai clar personalitatea și caracterul. Acum apar cele mai intense provocări, se iau cele mai multe decizii, se fac cele mai mari greșeli. Se nasc cele mai multe conflicte, se leagă cele mai puternice prietenii. La această vârstă, îndrăgostirea își atinge apogeul. Viața se desfășoară sub impulsul emoțiilor și sentimentelor. Șoapta ispite este mult mai intensă și dorințele sunt tot mai necontrolate. În adolescență, viața este o adevărată explozie de energie, visuri, dorințe și emoții. De aceea există o nevoie acută de discernământ și autocontrol pentru a direcționa în mod corect tot acest dinamism. În această perioadă se definesc tot mai clar viitorul și destinul. Experiențele de viață devin markeri permanenți ai sufletului. E perioada când omul are cea mai mare nevoie de Dumnezeu și de biserică. Este o perioadă critică. Viața intră în diverse crize pe care le definim ca fiind crizele adolescenței. Despre crizele adolescenței, despre problematicile acestei vârste și despre soluțiile acestora vom vorbi sâmbătă, 25 martie, la conferința pentru adolescenți MGM, care va avea loc la Dumbrăveni, în Biserica Pentecostală Petel. Sâmbătă, 25 martie, de la ora 9, la Betel Dumbrăveni, împreună cu organizația MGM, împreună cu tineri și adolescenți din regiune. Te așteptăm!